United a trecut printr-o perioadă delicată în turul campionatului. Jucătorii nu au primit salariile timp de câteva luni, iar rezultatele au fost în consecință. Echipa gălățeană a început însă 2013 cu alt onus. Ne-am pregătit în Galați, am început din data de 7 ianuarie pregătirile în Galați, cu antrenamente zilnice. Am mai pierdut unul din jucători, pe Cătălin Curtean, care a renunțat la, nu numai la echipă, și la cariera de jucător. Ne-am adus un singur jucător care practic vine de la fotbalul mare, este de fapt vorba de fratele jucătorului la Oțelul, Iorga, Daniel îl cheamă, cel care l-am legitimat la clubul nostru și care sperăm să-l putem folosi în următoarele jocuri. United își păstrează obiectivele fixate. Odată cu stabilitatea financiară, moralul jucătorilor va reveni la cote normale. Ținând cont că la noi se joacă și play-off-ul, nu cred că ne-am îndepărtat. Contează foarte mult starea de spirit, moralul băieților și, bineînțeles, înainte de toate, situația financiară, pentru că orice antrenor își dorește ca să poată antrena niște jucători mulțumiți. Problemele noastre au apărut, din păcate, în luna septembrie și se pare cu ajutorul președintelui nostru, care este foarte inimos, a reușit să mai salveze, să spun eu, din turul campionatului, acordând jucătorilor 3 salarii. Mai sunt încă restanțe, dar sperăm să putem și cu ajutorul altor sponsori să revenim cum ar veni cu salariile la zi. Echipa gălățeană are potențial, a dovedit acest lucru în partida cu Sitiu Târgu Mureș, când a fost foarte aproape să învingă campioana României.